Astăzi mi-am făcut pedicura și m-am gândit să vă arăt și vouă prin ce chin trec eu de fiecare dată când vreau să-mi fac pedicura. Haideți să vedeți! M-am pus într-o poziție foarte, foarte incomodă și am început să-mi împing cuticula cu un bezișor de lemn. Nu am cine știe ce cuticulă de împins, dar să mai fac ceva loc pe unghie, că sunt foarte mici. După care cu acest bit, la viteza maximă, am îndepărtat tot materialul. Eu fac fiecare pas la fiecare picior pe rând ca să nu amorțesc într-o singură poziție. Personal, asta mi se pare cea mai bună modalitate. După ce am terminat de pilit materialul vechi, am luat o mică pauză pentru că mi-a venit mâncarea. Aici stăteam cu pisica și aici sunt eu mâncând. Și după am revenit în forță să-mi scurtez unghiile și să le pregătesc de gel. De aici a început și chinul pentru că trebuia să-mi curăț cuticula și nu reușeam să găsesc o poziție confortabilă. După ce am curățat cuticula, mi-am pilit unghia naturală și aici mă vedeți pe mine într-o poziție foarte nefirească, tăindu-mi cuticula. După care cu periuța de praf și niște alcool, mi-am șters unghiile. Aceasta este baza pe care am folosit-o. Îmi place mult baza asta pentru că nu se scurge și poți să faci ca un apex cu ea foarte ușor. Eu folosesc o pensulă subțire pentru detalii ca să pot pune baza pe unghiile mai mici. Pe unghia mare mă descurc cu pensula mare, dar în rest îmi trebuie acea pensulă subțire. După baza am aplicat și un strat de top coat lucios și cam atât a fost. Aici am aplicat și uleiul pentru cuticule. Și acesta este și rezultatul final.